Bună dimineața, aș putea spune, de la ora 11 și 41, e minunat, și cu 0 grade, am dormit ca elefantul. Ca un elefantul, așa, am dormit bine, este fain și mișto afară, să filmăm fără plasă. O să plouă, elefale! Nu plouă, tata, așa, planuri pentru astăzi nu prea avem, doar existențiale, a ne vedea de treburile noastre. Să vedem ce, poate mai ieșim asta pe afară să ne plimbăm. Frunze faine, deci zici că sunt niște bănuți. Profesor, zici că sunt niște bănuți. Și chestia principală este că avem portocale mandarine pe calorifer care arată ca... Da! Arată. Creaturi extraterestre primitive. Uite câtă zăpadă pe mașina aia. Deci o nins, frate, ieri o nins. Nu cred, ninge! Nu cred că ninge, superu! Jesus! Ce ninge! Cât-i? Atât-i ceasul! Bă! Pai mandarine, mergem la magazin. Deci, ăsta-i trenungul ce l-am luat de la Dăpășin. Și arată șmecherie. Și mișto, și mi-am comandat o huză nouă de pe AliExpress, care s-ar putea să vină undeva prin ianuarie. Asta este. Bun, mamă, parcă mă face... Ceau, Nichi? Parcă mă face un alt lucru din asta. Deci, materialul atât de fain... A, și am schimbat șnururile, că mi-e place să... Șnururile, din punctul meu de vedere, trebuie să fie așa. Hai! Mamă! Dă-te! La ce mergem? La prof? La prof! Da? Dacă mergem la prof, mai s-a făcut pentru ăla. Trebuie să cumpărăm lapte pentru mai mulți. Și pentru mine și pentru mine. Da, asigurat. Hai că până vine ăla din spate. Ce? De pe pentru cafeaua. Da, pentru cafeaua. Și pentru cereale. Da? Se fac... Aici, pe data de 28, aici, mă refer. Ce? Pe data de 28. Mamă, se deschide un Auchan. În moșnița veche se deschide un Auchan. Alte locuri de muncă, ceea ce e bine. Dar faza e așa, că și eu am aplicat la un moment dat. Da, dar te rog frumos. Pe lapte, da. Și lupul, să facem un pic un plimbare. Da. Acum, la minus nu știu câte grade, tu vrei să facem plimbare. Plimbare. Trecerea de pieton, da, de pășim, bravo. Da, ce trecerea de pieton? Vezi liniile alea albe, care le vezi pe jos, care vin de pe o parte, pe cealaltă a străzii. Și pe acolo pot să treacă oameni. Și mașinile trebuie să se oprească. În principal, regula așa. Dar sunt alți oameni care tata nu au grijă. Adică care nu se opresc când îi trecerea de pieton. Sau una nu, înainte de trecerea de pieton. Ca tu să poți să treci. Și sunt alți oameni care pot să te lovească. Că le-a luat mama sa carnet. Hai, la profi. Semnalizați dreapta ca să virați stânga. Nu, tu stai aici în mașină. Am glumit, copile, am glumit. Vii și tu. Că doar de asta te-am luat cu mine, nu? Să vii cu mine. Să vii cu mine. Capul nu poate să fie întors de tot. Nu poți să ți-l întorci de tot? Nu. Păi de ce? Că mi... Că? Ăla cu fălăia, da. Am luat lapte. Hai, de aici ce vrei să ții? Da? Hai, deschide-ți ușa. Poți să-ți deschizi ușa? Da, magic. Nu trage cu rupiul ăla de tot. Hai, sus, girasela. Să punem și astea căciula. Căciula noastră de la benzinărie. Bye, bye. Ce vrei? Ce ziceți? Mână. Dă-mi-o, nu mai pune, că-mi pornit eu. Mamă, cum miroase mă ia, la căpșun. Nu vii să stai aici în față cu mine. Hai, vino să stai aici în față cu mine. Da, călcă-l cu șapia aia. Hai, spun centura. Ridică mâna. Trebuie să pornim și mașina. Stai. Și cum bezel? Ha? Bagă așa. Aha. Îți
nimic. Ce mâncă băiatul? Daștea. Bezele. Făcute în melci. Bezele de-astea făcute în melci. Stai. Cum ai zis? Bezele prăfuite? Da. Și acum vreau să fie așa. Nu. Hai, mai dă și eu una. Bezele de-astea bântuite. Făcute în melci. O dată apiș. Bă, vezi că mi-am dat și matele mai. Hai, lasă-mă, nu mă nebunic. Acum mergem acasă. Da? M-am pus lapte. Ți-am luat? N-ai văzut că am luat lapte? Mulțumesc. Bubu? Și la Bubu. Bun. Două mi-ai luat? Să mergem pe păr. Ce să-ți iau? Două. Am luat patru. Bun. E bine? Aha. Mă bucur. Și acum mergem acasă. Nu? Mhm. Să-ți facă mamii tău lapte cu cereale. E bine? Da. Mulțumesc că mi-ai luat patru. Păi să fie, tata. Iam. Iai tot laptele din magazin atunci. Bă, da? Căpșuni. Da, îți plac bezelele alea. Da, îmi plac mult. Nu apăsa. Păi? Păi nu apăsa. Și unde mergem? A, acasă. Acasă. Avem de făcut niște curat în cameră. Aha. Și după aceea să vedem ce mai faci. Ce? Păi nu știu. Te joci? Vrei să te joci? Da. Doamne, cum e ceva de șapament la asta. Da, vreau să mai joc. Mă dă într-o gaură sau ceva? Da. Vreau să zic ceva? Tușesc. Traficul afară este mișto. Încercam să filmez, să zic că mi-a făcut o cafea. Asta trebuie să o termin. Mă rog să o continui. Și eu am un fel de agendă unde îmi țin toate cărțile citite. Finalizate, în sensul de am citit-o și am și finalizat-o. Așa. Și am uitat să scriu una dintre cărți care trebuie să mă duc la lucru. Sunt mâine, deci trebuie să am liber. Fac în schimb la un coleg. Așa. Să-i fac o poză și să trec cartea, pentru că anul ăsta în 2023 e că n-am citit nicio carte. Când de fapt am citit una, am început alta, care nu am terminat-o, o mai am asta, metoda 369, și mai am asta, gândește fix pe dos de Paul, de fapt e Paul, Arden, așa, Arden, și am tot făcut reclamă la cartea asta, reclamă, am postat pe Instagram, TikTok, chestii de-astea, mai am atât de citit, din atât. Și e bună, este foarte folositoare, vreau să o termin odată, în timp ce ne gândim și cafele și chestii. Curat nu prea am chef, dar n-am chef. Am chef, dar n-am chef și trebuie să mai facem și niște exerciții. Și bluza asta ce am luat-o de la de pe Shane, așa, e faină. Trebuie să mut aici în ghiveciuri și alte tâmpenii și în rest să pun o poșetă la vânzare. Asta, dacă reușesc. Astăzi, deși mi-ar trebui niște lumină și nu știu cum și unde s-o pun. Taie poșeta. Vezi? De asta. Mă pot să citesc asta, să văd cealaltă. Pe care stați voi, stă telefonul. Telefonul Ultra. Și ca o chestie mi-am comandat încă o husă pentru telefon. Pentru că, din punctul meu de vedere, husa la telefon e de foarte mare personalitate telefonului în sine. Adică telefonul este ceva wow, dar husa îi mai adaugă wow plus. Ceva de genul. Și în restul, deci ce vedeți aici este foarte fain, frumos, bec prosoape pe ușă care așa, dar dacă întorc camera este haos. Pentru că nu e curat și trebuie aranjate niște chestii, deci vreau să termin asta și după aia să mă pun să nu mai multe pagini. Să aranjez pe aici, să facem așa o curățenie. Asta două clipuri cu același material, aproape același material, unul mai lung, unul mai scurt și na, cu chestiile ce mi se întâmplă în viața cu Dai, videoblogul meu, viața mea și mă foarte bucur pentru că cineva mi-a lăsat un comentariu, cineva la care țin așa. Și văzând, gândind și mai trebuie să îngurgitez mesajul ăla la rece, cam are dreptate și știu că are dreptate pentru că e prietenă bună. Asta e faza.
Și acum ca un fel de concluzie, indiferent că, exact cum a zis ea, exact cum a zis Cami. Bună, Cami. Îi faci dacă... Exact așa. Să ajuți fără să aștept nimic, în schimb. Și trebuie să-mi rebag chestia asta în cap. Așa? Pentru că vei primi. Faci bine, primești bine, faci rău, primești rău. Cum ce dai, aia primești. Și mă mâncă ochi. Dacă am dat bani de o grămadă împrumut la alții, o să mi se întoarcă în zeci. Ar fi fain și mișto. Scaunul ăsta chiar e bun. Și acum mi-am schimbat locul de ședere și de filmare și alte tâmpenii. Nu mai stau acum în pat și mă pe geam. Acum stau exact pe geam și îmi beau cafea pentru că am scaunul ăsta fain și șmecher. În rest e ok. Mi-e trecut. Sunt bine. Sunt sănătos. Da, mai iau creatină. Zinc. Ginkgo biloba, alte tâmpenii. Dar abia așa să vină plata evenimentelor de pe luna asta, pe luna viitoare. În decembrie o să fiu la lucru destul, să-mi iasem și mie niște bani, ca și cum ai zis de asta. Pentru că eu am zis-o și eu nu cred în Crăciunul ăsta, pur și simplu. Eu nu sărbătoresc, vai, Merry Christmas. Da, zic Merry Christmas, Crăciun fericit. Dar eu de fapt sărbătoresc iarna. Vreau să eu chiar sărbătoresc iarna. Iarna înseamnă schimbare, sfârșitul 31 decembrie înseamnă ultima zi din an, un nou început, o altă perspectivă asupra vieții, un nou an în care ai 365 sau 366 de oportunități în care să faci ceva cu viața ta. Nu pot să zic anul ăsta, pot și nu pot să zic că anul ăsta am stagnat, dar deoparte n-am pus, pentru că v-am dat încolo, v-am pierdut. Ok. În încercarea mea și a noastră de a deveni bogați, bineînțeles că pierzi bani. Pentru că, nu, ceva normal, în fine. Dar, pe de o parte, am zis că atunci, nu, că după ce mă reangaj la OMV-ul, la o mai vagina, așa zic, la o mare vrăjeală viteză, am să-mi pun niște chestii și să fac bani. Bă, cam am făcut bani, ne-am și stricat. Și legat de ce zicea Cami... Da, voi continua să fac bine pentru că așa mi-e natura, ăsta mi-e natura, țelul. Așa mi-e aura. Și chestii de știam. E tot aici. Dar... Nu v-ai ajutat cum pot? Without money. Nu mai dau bani împrumut. Doar că am buza umflată. Trebuie să mă barberesc, cred că trebuie să mă și tund. Să fac niște spruncene, să arătăm a... sexy, papasieta și de-astea. În rest e ok. Am o viață faină și șmecheri și slavă Domnului că sunt bine. Că sunt bine, că sunt sănătos și că pot să lucrez. Și să... Ziceam că-s oportunitățile alea. Sunt 365 de zile în care poți să-ți schimbi viața de la o zi la alta și... Sunt 24 de ore pe care tu le alegi cum să le faci și să le petreci. O paranteză ce am uitat să zic, să știi să precizez, este că... Anul ăsta, în ianuarie, mi-am luat 22, da, din banii mei lucrați, indiferent că lumea a zis, că de acest trebuie telefon, că e greu să faci dinții. Așa, o să-i fac și pe aia. Ăia cumva mai, ăia nu sunt necesari, dar nu așa necesari. Mi-am luat telefonul ăsta pentru că mi-l doream. Iar eu tot ce-mi doresc, se întâmplă, pentru că așa sunt eu. Eu sunt ca un magnet pentru dorințe. A venit dorința? Nu, mi-am dorit ceva, s-a dus în univers spre Dumnezeu. Și eu sunt, cum sunt un magnet, puf, s-a și îndeplinit. Mi-am luat 22, mai am o rată de plătit, care este de 110 lei, care se plătește luna viitoare. Luna asta trebuie iară să mă împrumut, pentru că, hei, iar eu urăsc să mă împrumut. Asta știți despre mine, eu urăsc să mă împrumut. Dar nu am ce face, pentru că nu am de unde, cu alte surse de venit și alte chestii. Și toată lumea mă bate la cap, Marius, go and do Uber. Eu mă bucur că știu traseul de la lucru acasă și alte trasee și drumuri și de-aștia. Eu sunt haos în șosea. Pentru că de multe ori nu știu drumul, nu știu cum să mă încadrez pe anumită bandă dacă nu știu drumul. Dacă e GPS, da, frate, merge. Bine, și acolo de multe ori dau rateuri pentru că, long story short, a fost la un moment dat când trebuia să mă duc după un prieten care face TikTok, criză parcă se cheamă, punct diez, un număr, nu mai bine. Așa, și în loc, am citit greșit
pe autostradă. În loc să o iau mai în față și la dreapta, înainte, deci m-am băgat mai devreme. Și du-te, Marius, și nu, pe autostradă nu poți decât să mergi drept și nu poți să te întorci. Du-te, frate Marius, pe autostradă, încă nu știu câți kilometri. Și întoarce-te înapoi și du-te pe traseul pe care, bine, m-am băgat unde trebuia să mă bage, dar, da, ăla mi-ar fi un venit în plus. Dar eu nu sunt bun de Uber, nici măcar de taxi. De asta. Mie îmi place să fiu pasager. De asta îmi doresc extraordinar de tare. Asta e mic. Mă bucur. Îmi place părul tău. Ce păr lungă. Stai aici la primul meu. Uite-ți bag degetele în ochi. Ce mânci tu acolo? Vrei să nu mă la calorifer. Și să nu mai lăsați bisica să-mi intre tata aici în casă. Uite, mi-a rupt acolo frunza de la floarea aia. I-au făcut gauri, se urcă pe ele și le rupe. Bine, nu mai lăsa. Ora două, nu mai lăsa pisicuța. Bine, nu mai lăsa, citesc să termin cartea. Amuți. După trebuie să ne punem să facem curat. Și mă lasă mă joc. Cu ce? Păi la jocuri. Lasă jocuri, mi-a tata. Vreau să te joc câteva nivele și da, pe da, 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 da. Uite, pe are pe mătul ăla lui bunica ta. Trebuie să mutăm aici florile. Așa. Să dăm... Sau lăsăm asta aici. Putem să lăsăm acolo. Ia ce? Nu, tata, ăsta. Nu o lăsăm acolo. Am putea ia ce? Trebuie să aduc niște pietricele, să vedem. Ne găsesc niște pietricele sau ce se pun. Se pun aici la... Este pământul de flor. Mai trebuie să aranjăm hainele. Știi că trebuie să aranjăm hainele. Hainele, să facem patul. Să scăpăm de prosoape, de hainele. Pe jos, s-a dorit pământul, uite, nu da pisica cu pământul pe jos. Unde? Uite acolo, o mâncă în cur. Aici? Să vedem niște flori. Pe ăla, nu mai pune și tu deșitul, să-ți adun jucării. Ai de fost floaia? Nu, era să o deie pe jos, dar am prins-o de coadă și am aruncat afară. De tot? Nu, e un hol, tata. Nu să te aranjezi asta. Să fii sexy. Doar să te copile la mine. Nu mă las să citesc, o să termin cartea. Nu mă las să o citesc, o citim mai bine. Du-te! Nu! Nu mă duc! Te bat! Te desinesc pe față! Te desinesc pe față! Nu că să mă urc. Uite ce ți-am făcut pe față! Uite-te, nu te știi! Uite așa! Ai urechea roz! Dă-ți te mai desenez! Vino, pa! Dă-te să-ți fac mustăți, rost! Dă-te te desenezi la ochi! Dar îmi bag ce ori în ochi te bat! Să-ți fac puncte pe față! Nu! Pa. Nu! Caca nu-i voie! Uite, îți fac așa picățel, puncte, puncte! Te desenezi pe frunte! Hai să-ți aici, nu-ți mă arăt! Aici, mă, în telefon! Ia uite, nu-ți mă arăt! Nu, pa, aia, că ai văzut! Te-am desenat. Striga, ai sânge. Nu, e roz, tata. Mai desenează unghiile. Nu. Bă, nu, ce bărbat își desenează unghiile? Nu-i voi tot. Ești bărbat. Fetele își desenează unghiile. Uite ce faină asta. Pe față. Ești minunat. Hai, lasă-l acolo. Hai să ne apucăm de treabă, că nu mai terminăm. Veci! Nu mai urla. Impactul emoțional este ăsta, că s-a terminat curățenia. Așa, curat. Așa, foarte, ce zici că faci? S-a terminat curățenia, m-am pus să-mi fac acum niște... Ce să faci? Acolo e gata, aia trebuie dusă. Ăla dat de acolo, ăla pus înapoi, curat. Am modificat burienile alea cu alte burieni, le focus, cu alte burieni de acolo. După totul l-ai făcut. Mă gândeam cumva că aici să cumpăr un fel de covor. Pare mare, dar de fapt e mic, zona asta, deci. De fapt, e ok. Cumva de sub ăsta până undeva acolo, ca să fie ok. Ah, ce-am uitat. Am reușit acum o săptămână, două, trei, când nu știu să montez această dida. Dă-te copile de aici, dă-te, să nu te prind cămiți. Și acum se petrece extorsiune, mi-am găsit acești papuci în garaj. Așa. I-am luat ca să pot să-i curăț și să pot să-i utilizez, că ăs chiar fain. Încălțările de rigoare, care este aștia. Și eu stau în această poziție gimnasticală. Și eu stau. Și tu, da? Stai că pic. Deci, dă-te de aici. Ăștia mi-am cumpărat din Cehia, cum habar n-am cât timp.
faze așa, că eu aveam impresia că de fapt mi-s mari. Când de fapt, dă-te de aici. Când de fapt, nu mi-s, de fapt nu sunt. Pentru că nu sunt. Dă-te puțin, tatu, ține asta. Ține asta, scoate-mi-l de pe deget. Scoate, scoate, așa. Deci, arată, deci cumva arată bine. Întuneric, frate, întuneric. Să te filăm așa prin camera, grijă la cap. Da, mamă. Deci, arată bine. Per totalation. Arată, foarte fain arată. Câtă călăgie afară. Și lumină. Acum ascult ceva muzică din Singura Casă 2. Singura, de fapt, cred că Singura Casă 1, că no, e ceva soundtrack. Deci, ăștia sunt cei mai faini, frate. Cei mai faini. Să închidem geamul, că s-a pornit aina centrală, nu? Și chiar am terminat cu curățenia și e bine și fain. E fain afară, e rece, e vremea bună de făcut copii. Pe vremea asta, iarna trebuie să se... Când vine iarna, trebuie să faci copii. Din punctul meu de vedere. Nu mai țipa! Așa, așa, nu mai țipa. Așa, mi-am băut și ultima gură de cafea acum la... Uai, atât, deci... Atât de ceas, uai, deci nu cred. Și, bine, se întunecă mai repede și chestii de-așa. Nu știu ce vrem, vrem o chestie, să aduc niște instalație. Dar eu vorbesc și mă scobească în asta. Vodafone, meriți cei mai buni, pentru că ești clientul nostru. De aceea am creat, nu știu ce, am primit, nu știu ce, notificare. Mă bucur că măcar ăștia de la Vodafone mă mai bagă și pe mine în seamă. Bă, îmi place cum, deci Michi îmi place cum am făcut. Nu îmi place. Ba, mie îmi place. Ce îmi place? Ba, e faza așa, că de multe ori îl mă gândesc, fără să urli, că avem, că avem camera asta, care, nu, a noastră și chestii, și... Toate prin care trecem și când ne dorim o casă noastră, care nu vrem. Nici eu, nici cineva să mă nu să fie mare. Taci puțin. Așa? Dă-te jos din geam. Dar vreau și eu să taci puțin. Așa? De multe ori stau și mă gândesc. Taci puțin. De multe ori stau și mă gândesc că... Ce avem, e bine că-l avem. Sunt alții care dorm pe drumuri și care nici măcar asta nu au. Taci puțin. Stai jos. Taci puțin, bă. Mă, deci dacă oprem mult. Bătaie sau? Vino acolo! Vino! Stai să pui mâna acolo! Nu întrerup firmările. Aaaa! Vino! Mau! Ce faci, Tiki? Eu iau un. Du? Da. Noi am terminat curățenia. Am făcut... Ce-am făcut, Nicky? Tăbenie! Așa. Acum camera se erisește. Pisesc piciorul odată. Așa? Vreau. M-am pus să curăț și caloriferul. Ia jos piciorul odată. Așa? Ca să facem o ghiere pentru ziua de astăzi. E ora? Cât e ceasul, tata? Stai jos. 7:20. Atât e ceasul. 4:46. Stai jos, bă. E așa? Și ne dăm în capul cu ea. Am probat și papuci. Am făcut și curat. Am curățat caloriferul ăla. Care este alb acum. Ia ăla de aici. Ia-l de aici. Așa? Și ca să facem o ghiere, stăm în pat. Și ne relaxăm o leacă, că mai încolo avem de citit niște cărți din nopțiară. Și ce s-a fi spus? Zi faină și mersi de vizualizare într-o o zi din viața noastră. Taci, 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 să mă pun cu... Așa că zi faină și toate cele bune. Nu, nu zi faină, nu zi faină! Nu zi faină! Noapte bună! Nu zi faină, nu zi faină! Ce-ai copile, că doar... Doar eu filmez, nu, tu zici că tu filmezi. Da, da. Mai încolo trebuie să ne punem să citim, facem un duș. Nu. Zici și tu să te speli? Da. Așa? Da, da, vizuala! Da, 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 da. Nu vreau. Da, da.